principală la Jocurile Olimpice pentru mine înseamnă un vis să devine realitate. Este a doua ediție pentru mine. Sunt un băiat tânăr și sper să fac o impresie bună la jocuri. Sunt tânăr, să spun, și am un echipaj foarte bun cu colegul meu și cred că o să facem foarte bună treabă acolo. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este disciplina. Eu gestionez emoțiile înaintea unei mari competiții, nu știu, sunt relaxat față de competiție, știu că m-am pregătit foarte bine acasă, pentru asta ne antrenăm, muncim, să dăm tot ce putem mai bine acolo. Pentru mine, cucerirea unui medal la Paris ar însemna cel mai mare vis, cred că, pe care poate să-l aibă și un sportiv.